Salutare și bine v-am regăsit la domnul Dănuț Trifan. Bine, salut, Dănuț! Cum ați văzut în titlu, am donat un iepuraș lui Dănuț și vă spun și de ce. Pentru că este cel mai fidel abonat al canalului meu. Intră foarte des și lasă comentarii. Acesta e iepurașul pe care l-am dat, un mascul. Aici este un mascul pe care l-am mai dat eu, dar mai de mult, acum vreo 6-7 luni de zile, și uitați ce mare s-a făcut. Și acum l-am adus și pe acesta, pentru că este un soi bun și eu nu, știți că nu mai țin de ăștia mari, și atunci am preferat să-l dau unei persoane care în primul rând este pasionată și doi, nu vreau să las masculul să ducă lângă celălalt mascul, că nu știu cum va reacționa. E posibil mai mult ca sigur, ia să întoarcem așa cu spatele să uite. Eu am spus mai de mult cine s-a mai uitat pe canal și așa, pentru că cei care intră și lasă comentarii la toate videourile mele, la un moment dat voi analiza și cine voi considera că lasă mesaje la fiecare video, deci la fiecare video, la un anumit timp, o să-i fac un cadou de la Ferma Grădina Bio. Iar domnul Dănuț Trifan, asta se poate verifica, a intrat pe toate videourile mele și mereu o să vedeți acolo: salutare, ce faci, cum merge, te salut. Aici un alt masculaș, tot de la mine, bine, i-am dat și niște femeluțe, dar din păcate acelea n-au rezistat. Și aici un alt masculaș pentru domnul Dănuț. Cum ți se pare, Dănuț? E frumos? Nu-ți place? Dar nu-ți place? Are, cred că, în jur la vreo 3 luni și ceva. Nu este extraordinar, dar... Adică nu-i de top să mergi cu el la concursuri. Lăsăm. Aduci tot aici? Da. Da, mai vine de nus cu ceva până când așa mai schimba puțin zona de... Așa, de să vă mai arăt ceva interesant. Are aici o văcuță care se pregătește să fete. Văcuța aceasta trebuia să fete, din ce mi-a spus Dănuț, ieri. Deci s-a cam împlinit termenul. Poate chiar astăzi să facă puișori vițeluși, da? Uitați-o, aici este, dar nu intru acolo la ea, că nu vreau să o stresez, probabil că va făta astăzi. Opa, ia, cine mai arăți aici, Dănuț? Spune ceva, te rog. Doi masculași. Doi masculași? Da. Să mai pe deschis, asta e culoarea ce trebuie, dacă te uiți, vezi că asta culoare se caută, să fie mai închis. Așa, cât de aștia cât... Dar poate să mai închid, cine știe, au stat la soare sau decolorat. Sunt mai micuți ăștia, 2 luni jumate. Da, ăsta are probabil 3 luni jumate. Cam așa. 3 luni, 3 luni și ceva. Și ăsta are vreo... Mic, mijlociu și mare. Ăsta are, cred că, vreo 6 luni. Cam acolo. 6 și un pic. Da? Și mi-a părut rău de femeluță. Avea una la fel ca ea care ți-am dat-o, dar era albastră. Da. Frumoasă, rău de tot. Cine vrea să o vadă, o găsește pe... pe... Ăștia doi sunt disponibili, dacă cineva dorește să ia, apelează la Dănuț. Uite că a făcut și ăsta fălcuțe, vezi? Uh-huh. Are fălcuțe. Așa. Mai aduci ceva aici ca să facem video ăsta aici și bagă din ăștia unii pe acolo, pe undeva. Așa. Stai aici, stai cu tata, stai. Stai, Timilică, stai aici. Ia să vedem ce ne mai arată domnul Dănuț aici. Deci, dacă vreți să primiți și voi cadouri de la Ferma Grădina Bio, faceți ceea ce am menționat eu, deci intrați în secțiunea de comentarii și lăsați comentarii la toate postările noastre, indiferent că sunt sau nu cu iepuri sau cu altceva. Și cadou poate să fie iepure sau poate să fie altceva, nu știu, asta mă gândesc și în funcție de persoana care, care lasă mesajele. Dar important este să fiți aici. Ia să vedem ce ne-a mai adus domnul Dănuț. Ce ne-a adus? Asta e frumos, e pe un deschis, pe un șinșila. Și amândouă sunt fetițe? Sunt surori? Da. Da, cu ceilalți de înainte. Cu ceilalți, ia, sunt frați. Da. Și ăștia ce sunt, uriași, galben cu haicol, nu? Haicol cu ute. Da, și ăsta și s-a făcut foarte frumos, arată foarte bine. Ia stai așa să vedem. Și astea le oprești sau sunt de vânzare? Astea două le oprești, masculii dacă... Masculii cei doi, ăștia nu știu dacă pănesc că pe ăștia îi oprești, nu sunt. Nu, ăștia deocamdată îi oprești. Bine, asta dacă ți-l-am dat eu cadou acum, ar fi chiar culmea să spui că... Că-l dai, după ce ți-l-am donat eu. Dar bineînțeles că, ca să ne înțelegem așa și să înțeleagă toată lumea, fiecare după ce primește un cadou sau asta, face ce vrea cu el mai departe. El taie, îl donează, îl mănâncă, îl oprește, dar din respect, dacă
Nu spui imediat cum l-ai primit că domnule o să-l tai. Vezi și tu oricum, un iepure ca să poți să-ți dai seama trebuie să treacă o anumită perioadă de timp. Nu poți să-ți dai seama după 2 luni sau 3 luni ce e cu el. Trebuie să-l vezi cum evoluează. Dacă este sau nu... De-asta cum îmi zice... Dacă este sau nu ce trebuie, dacă are imunitate, dacă cum evoluează, mai ales că sunt călduri și toate astea și este cam greu. Hai mai adu aici ceva, Dănuț, să vedem. Da. Până mai stau eu cu ei. Du-te la găinușă. Deocamdată scurt, dar vedem la baloții de paie de alea. Că vorbesc cu mama. Mai are o văcuță. Și vreau să vă arăt aici ceva interesant. Ia uitați aici sus. Așa, cred că acum am reușit să prind. E o găină care ori clocește, ori ouă aici. De-asta... S-a făcut foarte bine și masculul de la mine. Arată binișor. Asta să fie un masculaș frumos de berbec. Un masculaș. Ce vârstă are el, Dănuț? 4 luni de zile. Dar da, e pe culoarea frumos. Culoarea grișin și eu. Asta ce vârstă? 4 luni ai zis da. Care. E de matcă sau e de vânzare? Matcă. Da. Ce e, bă, scandalagiule? Începe să și năpârlească. Da. Ok, hai mai adu ceva. Hopa! Mă rog că am fost aici pe fază. Am unecat după butoi. Trebuie butoi împins mai încolo în spate. Da, deci așa cum ziceam, fiți atenți la canal că puteți să primiți și voi un cadou. Știți cum e. Poate un iepuraș, poate altceva. Și atunci... Acum ne mai prezintă domnul Dănuț ceva. Să vedem cine mai prezintă Dănuț aici. Până la frumoasă de Haicol. Haicol. Nu e de la domnul Tamașel. Din propria... E tânărică? Cam aproape una. Da, se vede după unghii. Știi, poți să vă uitați la unghii, la un iepuraș. Are unghiile micuțe și după năpârlire. Dacă e trecut de un an de zile, mai ales vara, se... era asta să cadă după butoi. Ia bagă-l, să mai filmez eu aici. Eventual poți să mai aduci ceva dacă tot te întorci. Așa, deci ziceam că se vede că năpârlește mult mai pregnant după un an de zile și se vede că unghiile sunt crescute dacă n-au fost tăiate sau așa. Asta e masculașul care, na, sper să se facă ce trebuie să ajungă mare aici la Dănuț. Dănuț e un mare iubitor de iepuri, dar el intră, să știi, și la alte de-astea, la alte... Da. Neo. Neo, da, se vede după cap, da? Da, e produs din albastru. Uitați aici, vienesc un unghi. Cu alb. Asta e trecută de un an, are un an jumătate. Corect? Da. Aici am vreo câțiva care spun, domne, tu nu prea cunoști iepurii, confunzi astea. Uite, bă, că nu chiar confunzi și văd acum prima dată, nu știu, că mi-aduce Dănuț așa pe NV, eu nu cunosc ce mi-aduce. Deci aici femeia, Haicol montată? Nu. Disponibilă? Nu. Asta nu? Și asta? Montată? Disponibilă? Nu, nici... Foarte frumoasă. Deci, de matcă. Nu reușesc. Hopa, hopa! Da. Nu. Sufletul. Adică nu pot să și filmez să nu, și... Da. Hopa, nu mai aduce, că închidem video ăsta și o să mai filmăm pe acolo. Da. A uitat porumbeii lui Dănuț aici acum zboară. Au dus încolo. Ia să vedem dacă vin. Face asta ca să aduc două. Păi hai că vedem cum facem, da. S-au dus și... Dar nu uitați că aici sunt mulți, mulți iepuri. Și o să revenim, nu plecați după canal, pentru că o să revenim cu alte videouri interesante. Aceasta a fost cadou, donația către domnul Dănuț Trifan, pentru că este unul dintre cei mai mari fani ai noștri, ai canalului. Vă mulțumesc!
vă urez o zi excelentă și în următorul episod, pune-l, în următorul episod vom vedea acest mascul de UT probabil. Opa, e puțin nărăvaș. O să vedem cum se va întâmpla treaba cu masculul nărăvaș și în următorul episod. La revedere, dragi prieteni!